Un tren de călători care circula pe ruta București-Nord-Brașov a luat foc aseară în gara din Sinaia. În tren se aflau 30 de persoane, 28 de adulți și 2 minori care s-au autoevacuat, iar un bărbat care a încercat să stingă focul a suferit arsuri la o mână. La fața locului au ajuns o ambulanță și două mașini ale pompierilor care au stins incendiul.